când mă gândesc la copilăria mea, nu mi-aduc aminte să fi făcut prea multe pozne. Și asta deoarece am fost un copil, în general, cu minte. Iar copilăria mea a fost una deosebită, în sensul că, spre deosebire de majoritatea copiilor, care atunci când sunt mici, fac multe pozne, trăsnăi, năzbâtii, eu nu am prea făcut. Pentru că am fost un copil cu minte, ascultător, care învăța bine, învăța mult, venea acasă, de la școală, își făcea temele, apoi făcea în plus 10 probleme la matematică. Aceste 10 probleme la matematică mi-au marcat copilăria, nu pot să le uit niciodată. Zilnic trebuia să fac 10 probleme la matematică. Păi ești nebun? Iar afară, la joacă, nu prea mergeam. Bine, acum să nu credeți că am fost în extrema cealaltă și am stat doar în casă și am învățat. Nu, am mers și eu afară și m-am jucat, dar mai puțin așa, mai cu măsură. Înțelegeți voi? Iar printre poznele, năzbâtile care mi le amintesc că le-am făcut și eu, una dintre ele ar fi faptul că atunci când părinții mă închideau în casă, deoarece erau plecați la muncă, eu săream geamul cu ajutorul unui vecin, mai mic decât mine, dar mai adracu, și ieșeam și eu afară la joacă cu băieții. Iar înainte să vină ei de la muncă, cu ajutorul prietenilor, mă cățăram pe geam și mă băgam din nou în casă. Norocul meu că stăteam la parter și încă stau. Iar afară mă jucam ce se joacă orice copil. Mă jucam fotbal sau aveam un joc preferat împreună cu doi vecini, care erau cu un an mai mare decât mine, în care ne prefăceam că suntem tot felul de personaje, tot felul de supereroi. De obicei, unul era Batman, unul Superman, unul Pac-Man și așa mai departe. Și ne plimbam noi în fața blocului și cream tot felul de povești. Și era foarte mișto. Apoi, pe la vârsta de 13 ani, știți voi, atunci când dau hormonii în băieți, ați trecut și voi prin asta, bănuiesc, nu? Și băieții încep să observe formele fetelor și încep să se înfierbânte și doresc să le mamelească, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Ei bine, recunosc că am făcut și eu asta. Și eu am verificat balcoanele colegilor. Doar că mai cu măsură. Nu așa mult și așa despre cum colegii mei. Adică, dacă unii colegi au verificat balcoanele la toate colegiile, eu le-am verificat doar la vreo două. Atâta tot. În plus, țin minte că mai verificat balcoanele pe la vreo două vecine, pe care le mameleam când le prindeam. Dar tot așa, cu bun simț, înțelegeți? Și țin minte odată că am fost la Cireșe, la furat. Da, am și eu o poveste cu Cireșe. Am mers împreună cu o vecină, care era și colegă la școală, și cu încă un grup de alți copii, să furăm cireșe și mere din plivezile de pe lângă oraș. Ei bine, iar intenția mea era doar de a mameli vecina. Eram doar cu ochii în balcoanele ei. Și cu fiecare ocazie i-am verificat balcoanele. Nu m-au interesat pe mine cireșele sau merele. Nu, doar balcoanele vecinei. Dar, repet, cu măsură, deci nu, nimic exagerat. Apoi, sincer, nu mai mi-amintesc să fi făcut altă năzbâtie. Deci, înainte de a face acest video, am stat și m-am gândit ca să-mi amintesc. Și în afară de aceste două lucruri, nu mi-amintesc. Deci nu mi-amintesc. Dar aici vorbim de copilărie, da? De clasele 1-8, până la vârsta de 14 ani, da? Până mi-au decedat părinții. Cât timp am fost un copil și părinții au fost în viață, am fost un copil cu minte, ascultător. V-am spus deja ce altă năzbâtie am făcut cu verișoara prietenilor mei de familie, în amintirea despre mama. O știți, da? Când m-am jucat cu ea de-a mama și de-a tata. V-am spus că am avut și o prietenă cu care m-am jucat de-a mama și de-a tata când am fost mic. V-am spus de aceste năzbâtii. După cum vedeți, năzbâtile mele cele mai multe au fost legate de relațiile cu fetele. După cum v-am spus, când am fost tânăr, mic copil, am fost foarte precoce în legătură cu fetele. După aia m-am prostit, după ce am ajuns la liceu, de la 14 ani în sus.
În loc să-mi dau drumul să fiu mai dezvolt cu fetele, să am relații mai multe și mai serioase, eu nimic, nada. Când am fost mic, nici măcar nu am fumat. Țin minte că unii colegi au încercat să mă facă să fumez și eu. Odată chiar am încercat, am tras două fumuri, am tușit, nu mi-a plăcut și de atunci nici n-am mai pus gura pe țigări. Pe țigări normale. Că cei care ați văzut vlogurile mele din Amsterdam, știți că alt fel de țigări consum. Dacă nu ați văzut, uitați-vă aici. De băut până la vârsta de 14 ani, nu țin minte să fi băut, să fi avut ceva episoade cu băutura. Așa că da, cam asta a fost copilăria mea. O copilărie marcată de cumințenie. Pam, pam!